Dacă ar trebui să facem o listă, fiecare dintre noi cu nevoile pe care le avem, sunt convins că fiecare din locul acesta ar avea ceva de scris. Când spun ceva de scris, mă gândesc că am avea mult de scris. Pentru că, dragii mei, viața noastră, în general, este construită, este compusă din nevoi adăugate unele după altele, pe care încercăm să le împlinim. Unele dintre ele sunt nevoi foarte urgente. Așteaptă să se rezolve imediat, acum dacă se poate. Altele sunt nevoi pe termen lung. Și dacă se împlinește nevoia peste un an, peste doi ani, peste cinci ani, e bine să se împlinească doar. Unele sunt nevoi care țin de trupul acesta, de ființa aceasta, altele de suflet, altele care țin de familie sau de comunitatea în care trăim. Dacă am avea așa de mult descris, frații mei, în domeniul acesta al nevoilor, aș vrea să vă întreb în această dimineață dacă pe lista asta cu nevoi Dumnezeu figurează. Avem sau nu avem nevoie de Dumnezeu? Dacă am răspuns în această dimineață câțiva pentru toți că avem nevoie de Dumnezeu, vreau să vă întreb când avem nevoie de Dumnezeu. Cineva mai din spate a zis avem nevoie totdeauna de Dumnezeu. Așa este. Numai că această nevoie permanentă de Dumnezeu nu prea se vede în viața noastră. Ceea ce se vede în practica vieții noastre este că avem nevoie de Dumnezeu din când în când. Adică atunci când vin situații speciale, situații complicate, nu-i așa? Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în Psalmul 107, despre poporul lui Dumnezeu din vechime. De vreo câteva ori, patru sau cinci ori, mi se pare, spune în psalmul acela, expresia aceasta, în strâmtorarea lor au chemat pe Domnul. Au ajuns la porțile locuinței morților, au strigat la Domnul. N-aveau o cetate unde să locuiască, suferau de foame, de sete, au strigat la Domnul. Când au venit valurile și erau gata să îi înnece, au strigat la Domnul. În strâmtorarea lor aveau nevoie de Dumnezeu. Și știți ce a făcut poporul acesta, așa de bine îl copiem? Știți, frații mei? Când Dumnezeu i-a izbăvit și i-a adus într-o stare de confort, au uitat pe Dumnezeu. Ne regăsim sau nu ne regăsim? Din când în când, când vin situații speciale, când suferim de una sau de alta, când ne apasă una sau alta, în strâmtorarea noastră strigăm la Dumnezeu. Și ce bine că e bun Dumnezeu cu noi. Și de acolo, din strâmtorare, Dumnezeu ne scoate. Și ne pune la loc larg. Și ne face să trăim cât de cât în confort. Dar ce se întâmplă în confort? Ce se întâmplă atunci când nu mai suntem presați, când nu mai suferim, când avem o cetate stătătoare, când avem o casă în care să locuim, când sănătatea este suficientă? Dragii mei, ce se întâmplă atunci? Nu mai avem nevoie de Dumnezeu, nici de ajuns confortul? Că despre asta încercăm să învățăm în această perioadă de timp. Despre Dumnezeu și confort. Ce este confortul de fapt? Dumneavoastră, frații mei, aveți confort sau nu aveți? A, că nu-i la toți la fel. Dar nu ne putem plânge că nu avem o cetate stătătoare. Nu ne putem plânge că nu avem ce să mâncăm și ce să bem și ce să îmbrăcăm. Nu ne putem plânge, dragii mei. ce e confortul? care e definiția confortului? Cea mai simplă definiție a confortului este că E totalitatea condițiilor materiale care asigură o viață comodă, civilizată, plăcută, igienică. Sau tihnă și liniște. Ăsta e confortul. Și când ajungem să avem o viață comodă, o viață plăcută, o viață civilizată, o viață igienică, tihnă și liniște, unde-i Dumnezeu? La ce se mai justifică Dumnezeu? Frații mei, vă răscolesc întrebările astea sau nu vă răscolesc? De ce să credem că avem nevoie de Dumnezeu din când în când, în strâmtorările noastre, când Dumnezeu nu este Dumnezeul lui din când în când, ci Dumnezeul lui Totdeauna, întotdeauna nevoie de Dumnezeu? Știți de ce? pentru că confortul acesta după care tânjim așa de mult și Dumnezeu ni l-a dat într-o anumită măsură, confortul acesta are limitele lui. Rezolvă parțial problemele. Nu le rezolvă pe toate. Și în această dimineață subiectul ce avem în față este recunoașterea limitelor confortului. Ce nu rezolvă confortul? Sunteți oameni aici care trăiți în confort? Spuneam, diferit de la unii la alții, dar e confort. Ce nu vă rezolvă confortul? Hai, aveți mâncare, aveți? O casă cât de cât călduroasă aveți? Mijloace cu ce să ne deplasăm dintr-un loc în altul, chiar dacă nu sunt ale noastre, sunt ale primăriei, tot avem cu ce să ne deplasăm. Ce nu rezolvă confortul? Care sunt limitele confortului, frații mei? Primul lucru pe care vreau în această dimineață să-l spun este că această stare de confort, confortul, nu rezolvă nevoia mântuirii. Vreau să vă întreb: nevoia asta de mântuire este o nevoie pentru fiecare om de pe planeta asta? E pentru dumneavoastră, e pentru copiii dumneavoastră, e pentru neamurile dumneavoastră? E pentru colegii de școală, pentru colegii de muncă? Pentru cei mai buni, pentru cei mai răi? E nevoie asta de mântuire pentru toți? Spune Sfânta Scriptură, îi spunea Domnul Iisus Hristos, ce-ar folosi unui om, oricare om, să câștige toată lumea asta, toată lumea asta cu tot ce înseamnă ea, dragii mei, să asigure tot confortul din lumea aceasta. Ce folos dacă își pierde sufletul? Frații mei, fiecare avem un Suflet. Fiecare. Și băiatul și fata. Și bătrânul și bătrâna. Și copilul și părintele. Avem un Suflet. Și ne zbatem în lumea aceasta să câștigăm un anumit confort, fără să ne gândim că nevoia. Principala fiecăruia este nevoia de mântuire și confortul nu o rezolvă. Ați găsit pe cineva, dragii mei, care să se poată mântui prin starea lui de confort? Ați găsit pe cineva? Niciunul. A venit la Domnul Isus Hristos un, un tânăr bogat și a zis, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Nu vreau să detaliez toată, toată istoria aceasta. Era bogat. Se străduia să împlinească legea. Și Domnul i-a zis, uite, cam ce ar trebui să faci. Ce-ți mai lipsește? Că întreb, ce mai lipsește? Uite cam ce-ți mai lipsește. Du-te acasă, vinde ce ai în parte la săraci, ia-ți crucea și urmează-mă în fiecare zi. Și spune Sfânta Scriptură că tânărul ăsta a plecat capul și a plecat întristat și a zis Domnul. Știți ce a zis Domnul? Frații mei, vă aduceți aminte? Cât de a nevoie sau cât de greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Că nu asta, nu asta e pașaportul spre împărăție. Nu asta e deschide ușa mântuirii, ușa împărăției lui Dumnezeu. Și au zis ucenicii, întrebându-se așa ca cei care nu prea pice multe lucruri. Atunci, Doamne, dacă ăsta, care are confort, are bogăție, mai are și străduință să împlinească legea, dacă ăsta nu-i mântuit, atunci cine? că după mintea noastră ăsta ar împlini toate condițiile. Are destule, n-are grija a zilei de mâine, n-are probleme de felul acesta, se mai străduiește să împlinească legea. Dacă ăsta nu poate fi mântuit, atunci cine? Dar mântuirea nu rezolvă confortul, nici măcar eforturile noastre, știți? Confortul are o mare problemă. Printre altele, pentru că sunt, avant... sunt și multe avantaje, nu vreau să predic împotriva confortului, pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu i-a creat lui Adam, când l-a creat, i-a creat un anumit confort. Nu asta e problema neapărat. Problema este atunci când acest confort pentru care ne zbatem nu ne ajută să ne recunoaștem nevoile spirituale. Spuneam că una dintre definițiile confortului este tihnă și liniște. Ei, confortul îți dă o anumită stare de liniște. E bine așa. Deși nu e bine așa. În Ezechiel, capitolul 16, zice cuvântul lui Dumnezeu, iată care era nelegiuirea sorei tale Sodoma. Știți care era? Frații mei, dar nu vă vine să credeți că asta e nelegiuire. Trăia în belșug, și într-o liniște nepăsătoare, în tihnă. Și nu a ajutat tihna asta să recunoască faptul că are nevoi spirituale să vină spre Dumnezeu. Asta era nelegiuirea. în belșug și în liniște nepăsătoare. Frații mei, asta era cu ei, cu Sodoma. Nu cumva e cu noi? Nu-ți permite să-ți descoperi nevoile spirituale. Pentru că zici, le-am pe toate. E tihnă, e liniște, n-am grijă zilei de mâine. Nu doar că starea asta, confortul acesta, dragii mei, nu-ți permite să-ți vezi nevoile spirituale. Îți generează o stare de mândrie, de aroganță, de trufie, dacă vreți. Cam, nu duc lipsă, mă comport așa față de alții și mă comport așa înaintea lui Dumnezeu, că această trufie, această mândrie nu se arată în raport cu ceilalți, ci în raport cu Dumnezeu. Și spuneam Psalmul 10, autorul acestui psalm, că omul, omul trufa și omul rău vorbește cu trufie și zice Dumnezeu nu pedepsește, nu există Dumnezeu. Am citit foarte recent despre fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi. Un bătrân care de vreo trei ori, mi se pare, a fost premier al Italiei. 6 miliarde de dolari e averea lui. 6 miliarde. E mult sau puțin? Dragii mei, în anul 2006, în campania electorală din Italia din 2006, omul acesta cu 6 miliarde de dolari avuție a zis așa Eu sunt Isus Hristos al politicii. E aroganță sau nu e aroganță? Sunt o victimă care sufăr, sunt un om care mă iau de toți și sunt o persoană care mă sacrific pentru alții. Sunt Isus Hristos al politicii. Și-a zis el mai departe, niciun lider politic nu se poate asemăna cu mine, nici din Europa, nici din lume. Niciun lider de pe scena politică a lumii nu poate intra în competiție cu mine. Ce nevoie mai are un asemenea om de Dumnezeu? Când eu sunt numărul unu în Europa și în lume, când sunt Iisus Hristos al politicii. Ce nevoie mai e de Dumnezeu? Confortul acesta pe care ți-l asigură bogăția, averea ta, situația asta confortabilă în care trăiești, îți dă o stare de aroganță care nu-ți permite să te mântuiești. Deci, mântuirea, este nevoia principală a fiecăruia dintre noi. Ea nu este ceva care vine după aceea. Ea este mai întâi de toate. Și mântuirea mea, și mântuirea dumneavoastră, și mântuirea fiecărui om, este legată de un mântuitor. Nici de avere, nici de confort, nici de strădanile mele, de un mântuitor. Spune Sfânta Scriptură în, în Cartea Faptele Apostolilor că Moise. Credea că frații lui, adică evrei, când a ieșit pe la ei, vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, că va fi un fel de izbăvitor. Așa credea Moise. Ei de frații lui nu au priceput. Dar frații lui aveau nevoie de un izbăvitor. Că eliberarea lor din robia Egiptului era legată de un izbăvitor. Și într-o zi Dumnezeu a pus mâna pe Moise și a zis, Moise, du-te, am găsit cu care să-i scot. Eu vreau să vă spun, noi avem un mântuitor. Nu așa, la modul general. Eu am un mântuitor. Că mântuirea mea e legată de El. Nu de mine. De El. Adică de Isus Hristos. Pe El, Dumnezeu, l-a făcut Mântuitor și Domn. El este Mântuitorul. Și dacă a venit în lumea noastră, frații mei, Domnul Isus Hristos n-a venit să învețe doar, deși a fost cel mai mare învățător. N-a venit să vindece un bolnav și un bolnav colo. N-a venit, dragii mei, să facă spectacol. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și noi pe unde eram? Frății mei, pe unde eram? Dacă suntem aici, este pentru că într-o zi Mântuitorul acesta ne-a găsit pe unii aproape morți la margine de drum. Pe alții morți în păcatele și fără de legile noastre. Fără Dumnezeu în lume, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legăminte, dar ne-a găsit Mântuitorul și ne-a chemat la mântuire, la împărăția Lui, să ne rezolve nevoia fundamentală a existenței noastre, adică mântuirea. E legată de un mântuitor. Dar mântuirea, dragii mei, nu e legată doar de mântuitor, este legată de un timp special. Știți ce este foarte important? Ascultați-mă bine. Nu te poți mântui când vrei tu. Nu, frații mei? Nu poți să zici, nu mă mântui, astăzi mă mântui, mâine. Sau mă mântui, poi mâine. Sau mă mântui când voi fi mai pregătit să mă mântui. Niciodată nu vom fi pregătiți să ne mântuim, dragii mei. Mântuirea are vremea ei. Și mântuirea sau vremea mântuirii este astăzi. Și ascultați-mă bine, este astăzi. Asta nu înseamnă neapărat că la noapte mor, s-ar putea să și mor la noapte. Dar s-ar putea să nu mai fie vremea mântuirii mâine. Ca zis Domnul Iisus Hristos, plângând cumva, o Ierusalime, dacă ai fi cunoscut, vremea cercetării tale. Atunci era vremea pentru tine. A trecut și, dragii mei, a trecut pentru multă vreme. Vremea cercetării a fost odată și ea s-a dus. Dacă ar fi cunoscut vremea cercetării, altfel ar fi fost situația evreilor și poate situația noastră. Dar n-a cunoscut-o. Un predicator avea un prieten avocat. Și într-o zi, avocatul acesta a venit la prietenul acesta predicator și a zis, noi am venit deodată în oraș. Nu în Cluj, era vorba de un alt oraș. Eu eram un avocat tânăr, tu erai un predicator tânăr. Când te-am auzit prima dată predicând, am fost răscolit pe dinăuntru. Nopți la rând n-am putut să dorm. Și de atunci a trecut vreme, ani. Și vreau să spun. Ori de câte ori te ascult acum predicând, nu mă mai mișcă nimic pe dinăuntru. Și recunosc că ești un predicator mult mai bun acum decât atunci. De ce, frății mei? A fost o vreme a cercetării. Când a fost mișcat pe dinăuntru și n-a dormit nopți la rând din cauza impactului pe care Evanghelia a avut asupra lui. Acum îi se tot predică. După cum nouă ni se tot predică și rămânem tot treci. Că a trecut vremea cercetării. S-a dus. Vom muri în biserica lui Dumnezeu, poate, că nu vom părăsi -o. Și poate tot ne mântuiți. Se cerișul a trecut, vara s-a izprăvit. Și noi tot nu suntem mântuiți. Frații mei, este o vreme a mântuirii. Dacă vremea aceea se duce, s-ar putea, putea să rămâne oameni religioși. Ne ducem la biserică, citim în scriptură, ascultăm predici, ascultăm cântări și ne încântă, dragii mei, cântările dar nu ne mai duce până acolo mesajul încât să ne frângă în pocăință înaintea lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea este legată de mântuitor, de o vreme și de o atitudine care se cheamă pocăință. De asta e legată mântuirea. Confortul astea nu le rezolvă. Are limitele lui. Mă duc repede mai departe, dar de Gemeni, în al doilea rând. Confortul nu rezolvă sau nu oferă soluții pentru nevoile vieții acesteia? Pentru toate nevoile. Știu că noi avem această impresie că dacă deține multe lucruri, bani sau un anumit confort, o anumită bogăție, confortul ăsta sau bogăția asta sau banii ăștia ne furnizează soluții pentru problemele vieții. S-ar putea pentru unele. Și spuneam la început, viața e mai comodă. Confortul, dragii mei, sau totalitatea asta a, a lucrurilor ne oferă soluții pentru confort, pentru igienă, pentru uh, o viață civilizată. Dar nu pentru toate. Avem impresia că pentru toate. Aduceți-vă aminte că atunci când Naaman, ați auzit de Naaman, nu? Generalul acela sirian, bolnav de lepră, o boală Catastrofală în vremea aceea, fără leac. Generalul acesta, bolnav de lepră, n-a putut să fie vindecat nicăieri. Și-a auzit că se poate undeva prin Israel. Și-a mers la Împăratul lui Israel cu scrisori de la Împăratul lui. A ajuns la Elisei într-un final. Vreau să vă întreb, cu ce a mers omul ăsta când s-a dus la Elisei? A luat ceva din confortul lui. A luat câteva haine de schimb. A luat câțiva talanți de argint și a zis asta e o soluție. Se poate rezolva problema mea cu câteva haine de schimb cu câțiva talanți de argint. Și s-a dus la Elisei. Ei, frații mei, vreau să vă întreb. A fost asta soluția? Ește Elisei afară și a zis sau toată trimis pe slujitor și a zis spune să se scalde de șapte ori în Iordan, va fi curat. S-a scăldat, s-a curățit și a venit înapoi cu, cu cadourile astea? Le-a primit Elise sau nu le-a primit? Nu astea dau, dau vindecare, nu asta e soluția. O femeie din Noul Testament spune Sfânta Scriptură de 12 ani suferea. O ducea spre moarte suferința ei. Și a tot luat din, din ce avea, din confortul ei. Și a dus la domnul doctor aici, la domnul doctor dincolo, la domnul doctor dincolo. Asta e soluția. A fost soluția sau nu a fost soluția? Frații mei, te ajută cât te ajută. Dar sunt situații de viață când nu te ajută. Ei, dragii mei, confortul nu-ți rezolvă, nu-ți dă soluții pentru toate problemele vieții. De aceea a zis Domnul Iisus Hristos, în ziua aceea, o zi complicată, nu vreau să discut acum despre ziua aceea, că, pentru că timpul trece. Dacă cineva e pe acoperișul casei, să nu se coboare în casă să-și ia vasele. Ei, frații mei, vasele atunci... Nu s-vase de astea de unică folosință pe care noi le, le luăm și le aruncăm. N-au nicio valoare. Vasele de atunci aveau valoare. Erau puține, făceau parte din confortul lor. Mă înțelegeți? În ziua aceea, când ești pe acoperiș și vin problemele acelea peste tine, nu te coboră să-ți iei parte din confortul tău. Nu te ajută. Ai nevoie de Dumnezeu pentru că Dumnezeu are soluții pentru toate problemele. Credeți sau nu credeți asta? Amin. Pentru ca să fie aminul acesta, dragii mei, vreau să vă spun, trebuie să înțelegem de aici din Scriptură că Dumnezeu, Dumnezeu din cer, a vrut să-și asume acest rol pentru noi, să fie ajutorul care nu lipsește niciodată nevoi. Nu eu l-am făcut pe el ajutor. El s-a făcut pe sine. Este Tată, este Dumnezeu, este împărat, este Creator, este tot ce vreți dumneavoastră. Dar a vrut să-și asume rolul acesta, ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Și eu trebuie să cred asta. Și în problemele complicate ale vieții mele și ale vieții dumneavoastră, Dumnezeul acesta care și-a asumat acest rol pe Dumnezeul acesta trebuie să-l chem. De aceea zicea el în, în psalm, în cartea psalmilor, cheamă-mă în ziua necazului tău. Eu te voi zbăvi și tu mă vei poslăvi. Cheamă-mă! Dar nu așa, frații mei, cheamă-mă așa cum, cum poate zicem noi de formă uneori cu gândul în altă parte, Dumnezeu le vină, Dumnezeu le salvează mă și mintea în altă parte, ci să chem din toată inima. În Vechiul Testament, în Deuteronom, se pune o întrebare care este extraordinară prin conținutul ei. Care este neamul acela de oameni care să aibă pe Dumnezei lui așa de aproape? Cum avem noi pe Dumnezeul nostru ori de câte ori? Îl chemăm care e neamul acela? La ce trib din lumea asta? Cu zei, cu Dumnezeu mulți. Unde ați putea găsi un popor, o națiune, care să aibă pe Dumnezeu așa de aproape, cum îl avem noi pe Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm. Dumneavoastră, puteți spune despre dumneavoastră că Dumnezeu e aproape, ori de câte ori îl chemați? Ei, dacă este amin, Dumnezeul acesta este aproape pentru că altcineva nu ne poate rezolva problemele. Vreau să vă întreb, Moise, când era cu, unii spun, peste 2 milioane de, de oameni, 2 milioane și jumătate, poporul ăsta al lui Israel care a ieșit din Egipt, la Marea Roșie, a chemat cumva el mulțimea asta de oameni să înceapă să zidească un dig să facă ceva, să poată trece dincolo, ajuta la ceva lucrul acesta, sau a zis, Dumnezeule, suntem aici, mare aici, armata, dușman în spate, cum trecem dincolo? Cine a furnizat soluția? Și o soluție banală. A zis Dumnezeu, întinde toiagul peste mare. Auziți? Și oamenii stăteau, se uitau, aveau frică în sân pentru că veneau din spate egiptenii, era în față Marea Roșie și omului Dumnezeu nu apelează la oameni pentru soluție, că nu aveau oamenii nicio soluție. A apelat la Dumnezeu și Dumnezeu avea una foarte simplă. întinde toiagul peste mare și dintr-o dată pornește un vânt care despică apele și face drum prin mare. Ăsta e Dumnezeu. Nu? Erau evrei, erau evrei, în Valea Terebinților, față în față cu filistenii. Din tabăra dușmană, din tabăra filistenilor, ieșea un uriaș care arunca o cară peste tabăra lui Dumnezeu și peste Dumnezeu și zicea, dați-mi un om să mă bat cu el. Dacă el câștigă, voi sunteți biruitori. Dacă eu câștig, noi suntem biruitori. Și, dragii mei, zile la rând nimeni n-a ieșit din tabăra asta a lui Israel, că n-avea curajul. Și împăratul stătea undeva, poate în cort, se gândea la cine știe ce strategii umane. N-avea nicio soluție. Și a pășit în față David. Vă întreb, dragii mei, la cine a apelat David pentru o soluție? La frații lui care se uitau cum se uita la el? La cei mai buni soldați din, din tabăra lui Saul? Sau a apelat la Dumnezeu? A zis el așa. Dumnezeul care m-a scăpat de leu și de urs, e Dumnezeul care mă scapă din mâna acestui neteat împrejur. Dumnezeu are soluție. Bine, dar tu nu ești instruit. Tu ești unul care nu te pricep la luptă. Omul ăsta este și uriaș pe lângă tine, omul ăsta e și deprins cu ale luptelor, cu ale războaielor. Tu nu ești deprins. Nu, nu, Dumnezeu le știe pe toate. Dumnezeu poate, are soluții. Să să fie numele Domnului. Am. Și încă un lucru, chiar dacă nu-l voi spune prea detaliat, dragii mei, un al treilea lucru pe care confortul nu-l poate face, confortul nu, -ți, nu este de niciun ajutor sau nu-ți va fi de niciun ajutor în ziua răspunderii personale. Scrie Sfânta Scriptură în Luca, în capitolul 17, de unde am citit despre zilele lui Noe. Ce au fost zilele lui Noe? Știți, știu că veți răspunde imediat, zile de potop, așa este. Dar dincolo de zile de potop, zilele lui Noe au fost zile de răspundere personală. Fiecare a trebuit să răspundă înaintea judecății lui Dumnezeu. Frații mei, asta a fost, astea au fost zilele lui Noe. Zile lui Lot, zile de răspundere personală. Fiecare din Sodoma trebuia să răspundă înaintea lui Dumnezeu. E, credeți că va veni odată, vor veni odată zile ale răspunderii personale pentru mine? Pentru dumneavoastră? Să răspundeți înaintea lui Dumnezeu. Credeți asta sau nu credeți? Tot așa va fi și la venirea fiului omului, a Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vreau să vă întreb, ce vă va ajuta în ziua aceea când veți răspunde personal înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos? Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos pentru ca fiecare să dea socoteală pentru binele sau răul pe care l-a făcut când treia în trup. Ce vă ajută acolo? Ce ne ajută acolo? Confortul nostru, ce avem noi, lucruri pe care ne bizuim în existența aceasta, n-are nicio treabă confortul. Știți ce ne ajută, frații mei? Credința că în ziua aceea Dumnezeu va împărți dreptatea. Dreptatea. Va judeca cu dreptate, nu cu părtinire credința asta mă ajută și acum să trec prin nedreptățile vieții acestea, mă ajută și în ziua aceea. Dumnezeu va împărți dreptatea. În Vechiul Testament, când trimișii aceia s-au dus pe la Avram și i-au spus că Dumnezeu vrea să judece Sodoma și Gomora, a rămas Avram undeva afară din cetate, pe o înălțime, se uita poate înspre cetățile acelea și a zis Dumnezeule, vei tu pe cel bun, Împreună cu cel rău, adică vei ajunge tu până în starea asta să fii nedrept, știind că-i lot acolo și familia lui, îl venimici pe lot, adică pe cel bun, cu toată cetatea asta păcătoasă. Și a zis: Avram, departe de tine gândul ăsta, adică tu totdeauna rămâi drept. În ziua aceea când eu voi sta înaintea lui Dumnezeu să răspund pentru viața asta de câteva zeci de ani. Dumnezeu va fi drept. Dar Dumnezeu va fi și milos în ziua aceea. Dacă am știut în această lume să mă încred într-un Dumnezeu care mă iubește și să răspund aceste iubiri ascultând de El. Că, dragii mei, nu va fi Dumnezeu drept în sensul că în lumea aceasta eu am făcut toată dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are altceva de făcut decât musai să mă pună rai, nu frații mei față de scăpările mele de care m-am pocăit, Dumnezeu va fi milos. Nu confortul de aici, nu ceea ce am și îmi asigur o viață comodă și civilizată și liniștită și îmi dau tihnă, nu astea mă ajută atunci. Mă ajută credința într-un Dumnezeu care împarte dreptatea și o credință care mă ajută aici să ascult de El în toate lucrurile dacă nevasta lui Lot zicea aici Scriptura, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. De ce să ne aducem aminte? Ce să ne aducem aminte de ea? Știți ce? Că femeia asta a fost aproape salvată. Dar n-a fost salvată. Nu-i destul să fii aproape salvat. I-a zis Dumnezeu unui învățător din, din vremea lui când era aici pe pământul acesta, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Nu-i destul să fii aproape. Nu-i destul să fii aproape mântuit. Femeia asta a fost aproape mântuită. Era ieșită din cetate. Mai avea puțin până în cetatea aceea de scăpare în țoar. Dar n-a ascultat de un singur lucru pe care Dumnezeu l-a zis. Nu te uita înapoi. Lasă Sodoma cu, cu tot ce e acolo. Tu te înainte spre ce a pus Dumnezeu în față. Și n-a ascultat. N-a scăpat, deși a fost aproape scăpată. Pentru că n-a ascultat. Ce mă va ajuta în ziua aceea nu va fi confortul meu, credința în Dumnezeul care împarte dreptatea și credința care se manifestă aici prin ascultare. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. Să ne dea Dumnezeu confortul de care avem nevoie în această viață. Dar să înțelegem că acest confort are limitele lui, nu îl înlocuiește pe Dumnezeu. Confortul nu ne împlinește nevoia mântuirii. Confortul acesta nu are soluții pentru toate problemele vieții. Confortul acesta nu mă ajută în ziua răspunderii personale. Dumnezeu însă mă ajută. De deci am nevoie de Dumnezeu. În fiecare zi, nu din când în când. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.